Happy birthday to you, and may all your dreams come true. Happy, happy birthday. Asta este sărbătoare mare, da? În care o domnișoară crește vârstă frumoasă, majoratul. Domnișoara Cătălina. Da, da, da. Cine? Așa, poți te rog, mai toate? Da. Aplauze foarte mult! Bună ziua! Asta este o sărbătoare mare și noi, companie, am făcut surprize. Am venit să-ți bucurăm aceste zi minunate. Și în special vreau să simt în acest buchet de flori. Așa. O șampanie ca să servești după ore cu colegii, cu prietenii, cu cei dragi. Așa și o tortă foarte dulce și gustoasă ca să-ți îndulcească sufletul. Dar vreau să te întreb, îți dai seama de vine surpriza? Da. De unde? De la mama. De la scumpă mamă care este în depărtare. Da. Și care n-a avut posibilitatea să fie în aceste momente. Dar nu nimic, pentru asta existăm noi. Ca să nu simți lipsa, așa, să mă ajut și cineva cu portă, vă rog frumos. Da, mă ajut și eu. Așa, trebuie să o puneți pe undeva pe masă. Și vreau să vă citesc și un mesaj de fericitare care m-a rugat mama să vă recite la dumneavoastră. Scumpa mea fiică, azi împlinești cea mai frumoasă vârstă a vieții și o viață nouă te așteaptă înainte. O viață care îți doresc să-ți fie plină de dragoste și fericire. Poate vei dori să primești cadouri cât mai scumpe astăzi, dar eu sper că iubirea mea va fi cel mai frumos cadou. Chiar dacă sunt mereu departe de tine, gândul meu mereu e la tine și m-a făcut să mă întreb dacă te-am crescut cum trebuie. Dar acum te văd astăzi, de ziua ta, eu sunt mândră. Să fii și tu mândră de tine. Ai fost și ești un copil minunat. Un copil exemplu. Iar acum ești o domnișoară minunată. În adevăratul sens al cuvântului. Puternică și independentă. Îți doresc să fii sănătoasă. Îți doresc să fii fericită. Îți doresc să cunoști iubirea adevărată și îmbrățișare sinceră. Îți doresc să zâmbești în fiecare zi și să cunoști și să nu cunoști nicio grijă, să faci fapte bune la fiecare pas și să oferi lumină și bucurie celor pe care te întâlnești. Te iubesc, fetița mea, te cuprind cu mult dor și dragoste. La mulți ani! Mulțumesc! Uite, dacă ai și tu să-i transmiți mamei un mic mesaj, un semn de mulțumire. Mulțumesc frumos și poște fără acasă. Așa, cred. Asta să-i spun ei. Cred că-și prietenii tăi vor să te felicite, da? Mulțumesc!